Minunații trasuri. De astăzi faci parte dintr-o familie noastră. Și împreună suntem minunații! Ce faceți, mă, băieți? Mă, vă bag și pe voi în vlogul meu? Mamă, să vă dea Dumnezeu sănătate. În sfârșit am și eu pe cine să mai bag în vlog. Pe cât sport faci? -2. Ce să mai, mi-a închis gura, n-am ce să mai zic. Cum simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața, îți place, îți place viața cu Verdini! Am surprins-o pe Ruxandra Luca. Probabil o cunoașteți de la televizor, pentru că sunt sigur că voi vă uitați la televizor. Mi-ar plăcea și mie să mă uit, n-apuc. Dar uitați-vă voi și pentru mine, vă rog mult. Ea este Ruxandra Luca. Am o echipă de profesioniști aici care îmi fac părul, machiaj, tot. Ați văzut, da? Ați aflat din culise despre echipa de profesioniști. Astăzi o să ne iau un interviu, din câte înțeleg, și abia aștept să stăm de vorbă. Vă arătăm și vouă imediat. Am filmările de la voi, de la spectacol. Și periodic Ava vrea să mai vadă o dată, Da, 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 da. Și astea le-am descărcat lui taică-su un telefon, că nu le mai puteam ține, că erau filmate HD, 4K, prea mult îmi ocupa, da. Da, prea mult ocupa și atunci... Salut! Salut, salut! Te rog. Băi, Albert, de ce tu nebunia asta de aici? Bună! Albert, echipa de minunați. Salut, Albert. Salut, minunați. Da, uite, să-i luăm interviu. Și cea mai bună dovadă că ajungeți, chiar ajungeți la copii, sunt filmulețele astea pe care eu le-am în telefon și pe care am tot zice să le mai vadă, cum a fost la spectacol. Vrea să le arate și bune și vrea să le mai arate. Hai, tati, să ne mai uităm o dată, pe cuvânt. Și a fost primul contact cu voi. Super tare, câți ani are? Are, împlinește 4 acum în mai. Perfect. Și i-a plăcut mult, că vreau să mai văd acolo cheamă pe băiețel. Și fetița cu unicornul, deci a plăcut ai tăi mici, care, într-adevăr, e altceva să vezi copii ca tine pe scenă. Știi, pentru copii din sală. Stau eu aici? Foarte drăguț că ați chemat eu. Ați chemat părinții și ați avut și noroc de părinți, nu știu dacă era pregătită. Nu e nimic pregătit. Că mi-a scris pe Instagram, ia să Ruxandra, mama care a fost pe scenă, că eu scrisesem într-un story, că uite și părinții urcă. Și tipa era, zici că era de, am zis, bă, ori fi pregătit-o, e prietena lor. Uite, urmez pe creală asta pe care vi-l dau, că nu am niciun interes să mă apuc acum să vă zic, vai, ce mișto. Bă, noi știm, spectacolul nostru chiar e frumos. Chiar e. Tu ai văzut că am pus în el și magie și baloane de săpun și muzică și actorie și text bun și... Ce mai mult m-a șocat când ai scos... Eram singură acolo și ziceam, oh my god, a scos o gâscă, o rață, o ce-i scos. Da, ca să ea, când mă tot uitam. Ești vegetariană? Nu, sunt vegetariană, dar mi-era milă, că mă gândeam că stă acolo. Că nu ajunge la cuptor. Nu, e singura care nu ajunge la cuptor. Nu, deci gândește-te să nu-ți fie milă, dimpotrivă să te bucuri pentru ea, să zici ce noroc ai că ești rața unui magician și că nu ești rața din... Exact. Dar este foarte șocant pentru că te aștepți să scoată un iepure, să scoată un porumbel, asta scoate toată lumea, da, deci te-ai distrat și tu, asta e ideea. M-am distrat. Vino cu noi în turneu. Este un magician, Hans Klock îl cheamă, care a făcut un turneu în Las Vegas, o rezidență în Las Vegas. El este olandez și ca să prindă contractul ăsta și să prindă valul de PR în state, a luat-o pe Pamela Anderson, asistentă, știi? Și ei și Pamela Anderson intra în cutie, intrau săbii în ea. Au vrut să o ia, nu-ți lăsa toată care am zis eu. Nu știu de ce am scos pe gură. Da, trebuie să-mi spui cum faci să ai pătrățele, n-am cum să nu observ. Sală, bagă sală, Ruxandra. Da. Speram să zici că mănânci o lămâie dimineața, nu știu. Nu, dar am gene bune și de vreo, nu știu, vreo 4 luni. 3 luni, așa, îmi duc la sală, dar mă duc și... Mai că doar de 4 luni? Da, dar după prima aveam. Dar eu aveam înainte, cum ar veni, de 4 ani nu mai făcusem suport, dar am făcut mulți ani înainte. Dar rămâne reflexul și mușchiul e format. Are o memorie extraordinară. Și bine, dar și grăsimea are o memorie și vine înapoi, nu? Nu, că grăsimea se topește sau se depune. Zici, pe cât sport faci? -2. Nu mă, 0,5. Minunații trasunul. Dragilor, azi intrăm în lumea copilăriei pentru că Rita, Iurita și Verdini sunt alături de noi, parte din trupa Minunații. De astăzi faci parte din trupa Minunații. De astăzi fac parte din trupa Minunații. Încă de la primul spectacol, pentru că acum trebuie să-ți mulțumim noi pentru invitația ta de a fi aici, la tine acasă. Eu sunt Verdini. Eu sunt Rita, Iurita. Eu sunt Ruxandra. Și împreună suntem Minunații! Așa? Ați fost super tari. Eu vă super pup. Am ajuns la întâlnirea Believe. Believe este una dintre cele mai mari case de discuri din lume, agregatori, cum li se mai spune, și au o prezentare aici în București, la Hotel Caro, și înțeleg că e foarte importantă întâlnirea asta, așa că dacă am fost invitat, am venit. Ce faceți, mă, băieți? Mă, vă bag și pe voi în vlogul meu, mamă, să vă dea Dumnezeu sănătate. În sfârșit am și eu pe cine să mai bag în vlog. Doamne, în afară de fața mea mai apar și alte fețe. Bă, salut. Salut. Îmi pare bine. George, îmi pare bine. Verdini, ne știm, dar ne știm. Te-l văd și pe Bob. Ce faci, mă, băieți? Mă rog, ce faci? Mai bine, arăt. Cum e să ai meeting-uri de-astea așa de mogul în muzică? Bă, ce să zic? Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea ta. Pe ce, nu e? Ba da, chiar e. Păi bună. Faci shorts acolo, atunci acolo și nu cresc vizualizările la long form. Adică unde te interesează, știi? Păi da, ți-a răspuns, cred. Da, mi-a răspuns, că sperăm să... Ia uitați, domnul contabil. Să trăiască domnul contabil, să aibă din ce în ce mai mulți bani de numărat, și ai lui și ai noștri. Asta e cea mai bună urare pe care poți să-i faci unui contabil. Știi care e cea mai bună urare pe care poți să-i faci unui contabil? Bine ați venit! Bine ați venit! V-am plătit facturile! Nu asta! Ce să mai, mi-a închis gura, n-am ce să mai zic. Ciocul mic, Verdini, că...